Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, ieri a fost o zi specială pentru noi, aici în studio, pentru că am înregistrat cu emisiunea de ieri un record. Cele mai multe like-uri înregistrate de Actualitatea Românească după 5 ore de la publicare. M-a surprins și pe mine, să vă spun drept. Mă așteptam nu numai la mai puține like-uri, dar chiar la dislike-uri, după atitudinea critică pe care am avut-o față de reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Vă amintiți, probabil, cei ce ați văzut emisiunea, că am fost foarte critic la adresa unor popi care fac campanie electorală și politică în biserică. Dar, spre surprinderea mea, foarte, foarte puțin nemulțumiți de atitudinea mea, de comentariile mele, marea majoritate aprobându-mă atât în ceea ce privește atitudinea popilor, cât și în ceea ce privește comportamentul, nici nu știu, eu aș zice rușinos pentru secolul 21, a celor ce merg și pupă ciolane și care se închină la niște oase uscate. Au fost și voci care m-au criticat, care au zis că dacă tu ești împotriva popilor, atunci eu nu mai cred în meritocrație, o prostie și jumătate, n-are nicio legătură credința mea, spiritualitatea mea, ideile, părerile mele cu meritocrația. Meritocrația e una și e bătută în cuie. Meritocrația e aici și nu se poate schimba. Cine a îndrăgit-o odată, o va îndrăgi pentru totdeauna, indiferent dacă eu țin cu Steaua sau cu Dinamo, dacă eu iubesc pe pop sau nu, dacă eu pup ciolane uscate sau nu. N-are nicio legătură una cu alta. Păi ce o să faceți? O să fiți de partea meritocrației când sunt blond și o să fiți împotriva meritocrației că m-am făcut brunet? O să fiți de partea meritocrației când vă place ce spun eu în emisiune și nu o să mai fiți? N-are nicio legătură una cu alta. Asta denotă foarte multă superficialitate din partea celor ce judecă meritocrația și apartenența la acest ideal de comentariile mele în emisiune. Sigur că nu o să spun mereu numai ceea ce vă place tuturor. Astăzi poate să vă convină, astăzi poate să vă placă ce spun, mâine nu, dar una e una, alta e alta. Revin și vă spun ce v-am mai spus și altă dată. Nu asimilați meritocrația cu persoana mea. Eu nu sunt mai ca Tereza. Mâine, poimine, poate veți afla că divorțez. Sau poate veți afla mâine, poimine, că am un copil din flori. Aia nu înseamnă că meritocrația nu mai e bună. Eu sunt un om ca toți oamenii supus greșelii. Dar trebuie să discerneți una de alta. Nu puteți să fiți democrați pentru că vă place de Băsescu și să nu mai fiți pro-democrați pentru că s-a schimbat președintele. Nu puteți să spuneți că, domne, eu vreau meritocrația, dar numai cu o condiție. Să fie ortodoxie. Stați, mă, fraților, că meritocrație va fi într-o bună zi în toată lumea. Și la musulmani, și la adventiști, și la pucăiți, și la toți. Asta e un sistem social. Nu e o religie. Eu am zis că trebuie să o promovăm ca pe o religie. Dar nu e o religie, este un sistem social și un sistem economic. Religia, spiritualitatea e altceva. Sigur, am promis că voi veni și voi oferi și o carte legată de spiritualitate. Dar, până acolo mai mult, trebuie să le luăm pe toate pas cu pas. Întâi trebuie să instaurăm o nouă societate. O societate mai bună, evoluată. Trebuie să creăm terenul prielnic dezvoltării unei noi religii. Până atunci mai e. Iar acest lucru nu se va întâmpla decât după ce eu nu voi mai fi. Dar acum trebuie să ne ocupăm de prezent. De un nou sistem social și un nou sistem economic. Și pentru asta nu trebuie să căutăm ceea ce ne dezbină, ci ceea ce ne unește. Nu trebuie să stăm și să căutăm nod în papură, doar să o găsim. Bine, sigur că da, sunt. Sunt infiltrați care, ăsta e scopul lor, să inducă neîncrederea în cei ce cred în meritocrație.
Am văzut, era unul pe Facebook care zicea că, domne, zice, tu, dacă nu înțelegi că ortodoxia trebuie să stea la baza societății, înseamnă că meritocrația nu este o societate bună pentru România. Total greșit. Total greșit. Așa cum ortodoxia nu înseamnă că trebuie să fim conduși de PSD. Cei ce cred treaba asta sunt în eroare. Nu confundați ortodoxia cu PSD și cu Victor Ponta, așa cum încearcă satanele în sutane să vă convingă. N-are nicio treabă spiritualitatea cu sistemul social. Păi ce o să facem în România? O să facem un sistem social pentru ortodoxi, unul pentru catolici, unul pentru evanghelici, unul pentru protestanți și unul pentru iehoviști? Ăsta este Victor Ponta care unește, ca să-l citez. Așa unește Victor Ponta. Cine nu e ortodox cu noi, e împotriva noastră și trebuie eliminați? Facem o societate numai pentru ortodoxi și una pentru restul? Asta vrem? Vrem o societate românească numai pentru români și o alta pentru unguri și alta pentru sași și alta pentru lipoveni și alta pentru macedoni? Păi ziceți așa atunci. Ziceți așa, măi, pesediștilor. Dar nu mai ziceți că uniți. Ziceți așa, că vreți regionalizare. Că moldovenii sunt una, ardelenii sunt alta, valahii sunt alta, regățenii, și atunci ziceți așa. Dar nu fiți ipocriți. Noi unim și că ei unesc. Vă vreau să vă dau, iată, reacția unui politician foarte interesant, referitor la atitudinea nu a bisericii ortodoxe, că nu poți să acuzi toată biserica în ansamblu. Orice pădure are uscături. Eu cunosc și am vorbit cu doi preoți de aici din Brașov, cei mai cunoscuți, cei mai celebri, ca să spun așa, preoți din Brașov, legat de această chestiune a susținerii bisericii ortodoxe pentru Victor Ponta. Și amândoi mi-au spus că e o ticăloșie și niciodată un popă adevărat, un ortodox adevărat, nu se va implica în politică și nu va susține un politician, indiferent cum îl cheamă și indiferent dacă luptă împotriva unui sas sau unui evanghelic sau unui protestant. Ăștia doi fiind niște oameni de mare valoare, niște fețe bisericești, niște demn reprezentanți ai bisericii ortodoxe. Nu poți să judești toată biserica ortodoxă după fariseul acesta de Daniel, care îl decorează pe Victor Ponta și care face sluji în fața lui și care nu știe cum să se mai pună bine cu Dragnea și care nu știe cum să mai pună mâna pe câți mai mulți bani. Nu poți să judești toată biserica ortodoxă după acești farisei, după ăla de la Satul Mare, care spune noriașilor să voteze cu Victor Ponta că e ortodox de-a lor și așa mai departe. Dar nici nu ne putem face că nu vedem aceste lucruri murdare care se întâmplă în sânul Bisericii Ortodoxe. Nu putem să ne facem că nu vedem pentru că atunci se va generaliza. Trebuie criticat ceea ce e criticat. Și trebuie îndreptat ceea ce e de îndreptat. Să trec la senatorul PNL de Vâlcea, Dan Nițu, care a declarat ieri că în cazul în care Victor Ponta ajunge președinte, el și familia sa vor renunța la ortodoxism. Citez, din cauza modului execrabil în care biserica s-a implicat în campania electorală a PSD, declar următoarele. Dacă Victor Ponta va ieși președinte, eu și întreaga mea familie voi renunța la ortodoxism. Așa ceva nu se poate. Religia este religie, deasupra politicii, Dumnezeu nu are legătură cu PSD, cum nu are legătură nici cu ACL. Nu înseamnă că dacă suntem ortodoxi, trebuie să fim obligați de preoți și îndrumați să votăm omul PSD-ului, a afirmat Dan Nițu pentru Ager Press. Mi se pare o atitudine foarte corectă, o atitudine pe care aș fi așteptat-o de la mulți alții, de la persoane publice, care iată, au tăcut mâlc. Vezi vipurile toată ziua la televizor dându-și cu părerea. Acum, când este o problemă de o gravitate extremă, după părerea mea, tratată cu superficialitate de mass media, iată, toată lumea face mâlc. Nimeni n-are curajul să spună regele e gol. Nimeni n-are curajul să-i atragă atenția acestui mafiot de Daniel care conduce Biserica Ortodoxă,
că riscă să ducă la pierzanie Biserica Ortodoxă. Mâine, poi mâine o să auzim de la Părintele Daniel, de la Patriarh, că se înființează Partidul Ortodox Român. Asta va însemna sfârșitul Bisericii Ortodoxe. O grămadă de oameni, o sumedenie de oameni care nu văd cu ochi buni acest lucru, se vor detașa de Biserica Ortodoxă. Aceste satane în sutane, am impresia că special sunt puse acolo să distrugă sufletul românesc. Sunt puși acolo special să aducă rău, să dezbine, să facă tot posibilul ca unitatea spirituală a acestui popor să fie distrusă. Așa lucrează satana. Dezbină și stăpânește. Ăstea sunt, ia uitați-vă, uitați-vă la ei. Cu merțanul și cu lovelele. Nu toți. Mulți dintre ei însă. Mulți dintre ei care nu-ți îngroapă tata sau mama dacă nu-i dai 5 milioane. Care nu-ți botează copilul, nu contează cât ești de sărac. Care n-au mamă, n-au tată, n-au suflet, n-au nimic, au un singur zeu adevărat, banul. Și se duc în biserică și vorbesc despre Dumnezeu. Sunt o rușine. Și am să citesc din singurul patriarh al Ortodoxiei pe care eu îl recunosc acum. Arsenie Boca. Hidra cu răsuflarea otrăvitoare va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina și voința dumnezeiască. Voi trebuie să înfruntați cu înțelepciune această amenințare. Și înțelepciunea vă va fi dată vouă, precum și la mulți alții, pentru a răpune răul. Veți vedea și veți înțelege. Spurcăciunea peste tot în jurul vostru. La serviciu, în magazine, în instituțiile statului, în conducerea lui și mai ales în politică. Din nefericire, ea va intra pe furiș chiar și în sânul bisericii, murdărind unele suflete de aici. Aproape că oamenii își vor pierde speranța. Doar cei care își vor păstra credința adevărată vor fi salvați și mare va fi atunci slava lui Dumnezeu peste ei. Am încheiat citatul din Arsenie Boca. Nici părintele nu putea fi păcălit. Știa prea bine cine sunt satanele în sutane. Liderul Alianței Civice Liberale, Klaus Iohannis, a declarat ieri că sondajele interne ale Alianței arată o diferență în ultima săptămână de maxim 1%, care este considerabil sub marja de eroare, el precizând că cei doi competitori din turul 2 al prezidențialelor sunt la egalitate. Așa se aude că s-a strâns foarte mult competiția între cei doi, că va fi pe viață și pe moarte duminică, că balanța se va înclina într-o parte sau cealaltă la limită și în condițiile acestea devine esențial, vital, votul din diaspora. Pentru că un simplu calcul ne zice că fiind 4 milioane de români în diaspora, asta înseamnă un potențial de aproximativ 40% din voturi. Adică, dacă s-au prezentat în România la vot 10 milioane de oameni la turul întâi, 4 milioane din diaspora, dacă s-ar prezenta, prin absurd, teoretic, ar însemna 40% în plus. Ar însemna că degeaba este raportul 50% la 50%. Venind voturile de afară, balanța se va înclina puternic de tot în favoarea lui Klaus Iohannis, care în diaspora are peste 75% față de Ponta, care are sub 25%. Deci tot ceea ce înseamnă voturi din diaspora înseamnă avantaj net în favoarea lui Klaus Iohannis. Cu cât votează mai mulți în diaspora în favoarea lui Klaus Iohannis, cu atât cresc exponențial șansele lui Klaus Iohannis de a deveni președinte. Asta ce înseamnă? Că teoretic,
cel puțin teoretic, Klaus Iohannis ar trebui să câștige net alegerile prezidențiale. Dacă, de exemplu, considerăm o prezență la vot în România de 10 milioane și, conform sondajelor de opinie, o balanță aproximativ echilibrată, cam 5 milioane de voturi pentru Ponta, 5 milioane pentru Iohannis, luați un calcul simplu. Din 4 milioane, 3 milioane, 75%, adică dacă votează cu Iohannis și 1 milion cu Ponta, înseamnă 8 milioane la 6 milioane pentru Klaus Iohannis. Păi, dragii mei, asta înseamnă 65% la 35% că îl bate Iohannis. Dar nu va fi așa. Probabil că nu se vor prezenta 4 milioane. Probabil că nu se vor prezenta nici măcar 2. Să luăm o cifră realistă. Să zicem că se prezintă din 4 milioane doar 1 milion de români la vot din diaspora. Cu toate că eu cred că ar trebui să îi se dea șansa diasporei să voteze. Nu în modul acesta tribal, barbar, făcând sute de kilometri cu mașina, străbătând țara în lung și în lat, ca să ajungă la o secție de vot unde să stea la coadă 7 ore. Eu cred că noi, în secolul 21, dacă am fi vrut să rezolvăm această problemă, o rezolvam foarte mult prin vot electronic sau prin corespondență. Adică să-și descarce un formular de pe internet, omul, și să trimită votul său frumos la un centru unde să se facă o contabilizare a acestor voturi trimise prin poștă. Dacă nu prin internet, e foarte ușor de făcut. În cartea mea, în Meritocrația și Meritocratismul, găsiți un capitol special dedicat votului electronic și citind veți vedea cât de simplu ar fi de organizat totul. Fără niciun fel de risc, de fraudă, de nimic. Absolut niciun risc. De ce nu se vrea acest lucru? Păi nu se vrea pentru că nu mai pot să manipuleze ei acest procent din diaspora. Ei pierd controlul, ei, gangsterii care numără voturile, vor pierde controlul. Nu-și doresc nici ea din dreapta, nu-și doresc nici ea din stânga. N-au fost mai buni nici ea din PDL. Nici ea nu și-au dorit așa ceva. Nu că nu s-ar fi putut face, s-ar fi putut face foarte simplu. Dar nu-și doresc. Nici unii, nici alții. Pentru că fiecare se gândește, lasă-mă că ajung eu la putere și să am acolo niște pârghii de control a votului. Dar ne întoarcem la subiect. Nu se poate, nu se poate. Asta este. Să zicem că din 4 milioane doar 1 milion vor dori efectiv să voteze. Mi se pare o cifră realistă. 25% din populație. Aici în România, dacă votează 10 milioane din 20, înseamnă 50%. Să zicem că din diaspora, varianta cea mai pesimistă, doar 25% dintre cei care trăiesc în afara țării să vrea să-și exprime votul. Înseamnă 1 milion. La 10 milioane voturi în România, înseamnă că influența din diaspora va fi de 10%. Din care 75% pentru Iohannis, 25% pentru Ponta, înseamnă 7,5% pentru Iohannis, 2,5% pentru Ponta. Păi, dragii mei, dacă votează diaspora 1 milion de cetățeni români, înseamnă că Iohannis câștigă alegerile fără nicio problemă. Chiar dacă în sondaje, să zicem astăzi, ar avea un avans Ponta de 4-5%. Dacă Ponta are la ultimul sondaj de opinie de astăzi 5% avans, ceea ce nu este cazul, dar să zicem prin absurd că are 5% avans aici în România, cu voturile a 1 milion de români din diaspora, Iohannis va câștiga alegerile cu un avans de 2,5%, că vine 7,5% din diaspora pentru Iohannis minus 5% de aici. Deci eu n-aș paria pentru victoria lui Ponta. Asta în condițiile în care treburile s-ar desfășura normal. Dar treburile nu se vor desfășura normal. Am văzut în aceste 2 săptămâni scurse între primul tur și al doilea că se duce o bătălie mare între cei care zic hai să deschidem centre de votare cât mai multe în diaspora și cât mai multe secții de vot și cât mai multe ștampile și gașca mafiotă a lui Ponta care caută motive, pretexte ca să nu se poată. Vezi, Doamne, că nu se poate aia, că nu trebuie dată ordonanță de urgență, că nu știu ce, și cineva îl ține de brăcinar pe Ponta să dea ordonanță. Deci e clar că Ponta nu-și dorește și e normal. Că știe că pierde alegerile dacă îi ajută pe românii din diaspora să voteze. Are o problemă imensă.
Și atunci, ce face Victor Ponta? O lasă așa. Că decât să piardă 100% alegerile, și el știe asta, că dacă îi ajută pe românii din diaspora să voteze, pierde 100% alegerile, mai bine nu rezolvă problema din diaspora cu riscul că iese scandal. Dar veți zice, bine mă, astea sunt speculații. Nu sunt speculații. Și am să vă aduc acum dovada că nu sunt speculații. Nu o să vedeți pe niciun post de televiziune această dovadă pe care vi-o dau eu. Nu o să auziți comentată de nimeni, nici de la Vinea Șandru, de gâsca asta beată care a devenit brusc mare iubitoare de Ponta. Nu o să auziți asta nici la Realitatea, nici la Antena 3, nici la RTV, nici nicăieri. Fraților, ce dovadă mai bună vreți că votul din diaspora va fi interzis, că li se va lua dreptul românilor din diaspora să voteze, decât faptul că s-a anunțat oficial că pentru românii din diaspora au fost puse la dispoziție doar 600.000 de buletine de vot. Deci poate să se prezinte la vot și 1.000.000 de români și 700.000 și 800.000 și 2 milioane și nu contează cât, că nu sunt buletine de vot decât pentru 600.000. Veți zice, cum e posibil așa ceva? Păi uite, așa e posibil. Asta este informație oficială de pe Ministerul de Externe, de pe site-ul Ministerului de Externe. Sunt doar 600.000 de buletine de vot. Păi, oameni buni, când știi că ai 4 milioane de români în diaspora, care toți ar putea vota, potențial votanți, și tu trimiți doar 600.000 de buletine de vot, e ca și cum ai spune din start, eu, Ministerul de Externe al României, eu, Guvernul României Victor Ponta, vă interzic să votați la 3.400.000 de oameni. Vreți, nu vreți, nu mă interesează. Doar 600.000 dintre voi, 4 milioane, o să aveți dreptul la vot. Cum e posibil așa ceva, să nu existe buletine de vot câți potențial votanți? Păi ce-ar fi ca în România, o țară cu 18 milioane de votanți, să se tipărească doar 8 milioane de buletine de vot? N-ar însemna că toți care vin peste 8 milioane n-au cum să voteze. Deci, efectiv, se încalcă dreptul la vot al cetățeanului român din diaspora. Sunt 600.000 de buletine, poate să voteze doar 600.000 de oameni și sunt 4 milioane de cetățeni români afară. Ce se întâmplă cu ce depășește 600.000 până la 4 milioane? 3.400.000 de români nu au drept de vot. În mod normal, eu mă gândesc sincer, să dau eu în judecată guvernul pentru acest lucru. Să vedem cum decur lucrurile, dar e foarte posibil ca eu personal, ca persoană fizică, să dau în judecată guvernul pentru că este evident în felul acesta că se încalcă dreptul la vot a 3.400.000 de români. Ce o să facă? O să voteze doar primii 600.000 care au fugit mai repede la vot, care s-au pus la coadă primii? Ca pe vremea lui Ceaușescu? Când venea la alimentară, veneau 400 de franzele și erau 1.000 la coadă. Doar primii 400 prindeau franzelă. Ei bine, acolo se ajunge. De ce doar 600.000? Pentru că dacă votează 600.000, și-a făcut un calcul Victor Ponta, înseamnă că 450.000 de voturi vor fi pentru Klaus Iohannis, 150.000 pentru el. Asta înseamnă o diferență de doar 0,2-0,3%. Păi 0,2-0,3% poate să-l gestioneze. Că dacă el va fi în România cu 0,5% peste Iohannis, adică foarte puțin, cu foarte puțin care influențează din diaspora, va putea să câștige. Dacă sunt doar 600.000 de votanți și a făcut calculul Victor Ponta, va câștiga alegerile. Dacă vor fi 1.000.000 de votanți în diaspora, are o problemă, poate să piardă alegerile. Și dacă vor fi 2.000.000, pierde sigur la scor. Așa că ce soluție a găsit Victor Ponta? Bă, ca să pot să câștig alegerile, din diaspora nu trebuie să vină mai mult de 600.000 de voturi. Nu contează că scriu Iohannis. Îmi permit luxul de a pierde 0,3%. Da. Numai că se va întâmpla același lucru care s-a întâmplat în turul întâi. Vor fi cozi imense, vor fi probabil 1.000.000 de români
care vor dori să voteze în afara țării, care nu numai că nu vor putea intra pentru că Ponta nu a amenajat din punct de vedere organizațional posibilitatea tehnică de a se vota de 1 milion de români. O altă dovadă că se interzice dreptul la vota românilor. Păi cum mă, frate? Că dacă faci calculul câte secții de votare sunt, câte cabine de vot sunt, o să ajungi că 4 milioane de români nu au cum să voteze toți decât dacă votează un român pe secundă, ceea ce e imposibil. Deci nu numai din punct de vedere al numărului de buletine puse la vot, ci și din punct de vedere al infrastructurii puse la dispoziție pentru votul românilor din diaspora, este evident că se încalcă dreptul la vot. Ei bine, vom avea o situație foarte interesantă și ceea ce aștept eu cel mai mult duminică în ziua votului, nu este rezultatul, cât este ceea ce se va întâmpla la sfârșitul votului în diaspora. Când va ieși un scandal monstru, când vor fi probabil demonstrații uriașe anti-Ponta în toate marile capitale ale Europei și aștept reacția capitalelor occidentale, care atât așteaptă. Să vadă că a câștigat Ponta în felul acesta. Să-l catalogheze drept dictator, că este un individ care încalcă drepturile democratice ale românilor și, cu siguranță, se va trece la negocieri și luni va fi probabil zi de negocieri între Ponta și cei ce stăpânesc mass media mondială. Și se va trece la negocieri. Ponta, că ia, vină încă o dată. Ia să vedem. Ia uite ce zic televiziunile. Că ești un dictator, că nu i-ai lăsat pe român să voteze. Păi ia să vedem, Pontache. Ce dai ca să te acceptăm acum? Ca să nu-ți cerem capul? Ia să vedem. Ia, cu Roșia Montană ne-ai cam tras-o. Ce faci? Te mai gândești? Și atunci Ponta se pune în genunchi și începe să jure. Iertați-mă, eu am vrut. Idiotul ăla de Șova, narcomanul. El, din cauza lui s-a întâmplat totul, ați văzut ce a făcut cu contractul. El, sadomasochistul, e de vină, nu eu. Bine, Pontache, să zicem că așa este, să zicem că tu ai vrut și din cauza prostiei lui Șova nu s-a putut. Dar ia să vedem, ce garanție avem noi că acum o să te ocupi serios de problemă? Și încep jurămintele și promisiunile. Lăsați-mi Ciolanu că vă dau totul, nu numai Roșia Montană. Vă dau și munții Bucegi și munții Rodnei, vă dau și munții... Și deșertul Kalahari vi-l dau. Nu mă lăsați-mă să prind Ciolanul în guriță, să fug cu el acasă. Și o să mai fie întrebat și de una și de alta, cu corporațiile, cu alea, bă, ce faci? Taxă de stâlp. Ai scăzut-o de la 1,5% la 1%, da. Dar ne-a scăzut profitul, mă. Nu mai avem bani pentru mass media asta noastră care să te ajute pe tine, mă, să fii dictator în România, să ai putere absolută. Ha? Ce zici? Vorbește acolo un pic la finanțe, să mai scădem, să măcar să venim la 1,01-0,2%, că românii și așa nu înțeleg nimic. Și uite așa se va negocia cu Victor Ponta dacă câștigă. Dacă nu câștigă Ponta, ci câștigă Iohannis, să nu credeți că se va schimba ceva. Pe 18 noiembrie, adică marți, după luni, în alta curte de casație și justiție, va decide dacă Klaus Iohannis are dreptul de a fi președinte sau nu. Auziți? Degeaba ați vota voi. Să zicem că ar câștiga Klaus Iohannis alegerile. Degeaba. Voi l-ați votat, el câștigă, dar marți vine în alta curte de casație și justiție unde sunt trei oameni care săraci. Sunt și ei oameni, nu? Poate să fie șantajabil, coruptibil, influențabil, poate să pună botul la o funcție înaltă, nu? Poate o ceva, o funcție la tribunalul de la Haga, poate o dregătorie pe undeva pe la Uniunea Europeană. Deci, nu se poate, sunt trei oameni și ei. Și dacă numai doi din ei vor considera că nu este compatibil Klaus Iohannis, s-a terminat, se reiau alegerile. Așa că, dragii mei, în cazul în care Klaus Iohannis va câștiga alegerile duminică, tot luni și tot negocieri, numai nu cu Victor Ponta de data asta, ci cu Klaus Iohannis. Iar jocul va fi același. Între ei stăpânii mass media mondială, între ei păpușarii, sforarii,
care trag sforile marionetelor din toată lumea, nu numai din România, și Klaus Iohannis. Și va fi întrebat Klaus. Klaus, e adevărat că ai declarat înainte de alegeri că tu ești împotriva exploatării de la Roșia Montană? E adevărat? Și Klaus Iohannis, ce o să zică? Ori e bărbat și zice da, și așa va fi, că mi-am dat cuvântul și eu nu sunt ca Ponta, care se declare una înainte de alegeri și invers după, și atunci, în alta curte de casație și justiție, am așa o presimțire că va spune că e incompatibil Victor Ponta, ori Klaus Iohannis va spune, bă, știți, m-am mai gândit și m-am răzgândit. Și băi, mă gândesc că ce bine ar fi pentru România să exploateze aurul de la Roșia Montană, să dăm de lucru la 100 de moți din Apuseni. Ar fi extraordinar. Vă dați seama ce ar crește economia României dacă 100 de moți nu o să mai fie șomeri și o să aibă servici de șoferi, de excavatoriști și de femei de servici? Cu asta ne-am scos. Deci eu, Victor Iohannis, realizez cât de importantă e treaba asta. Mă, Iohannis, mă, să știi că tu chiar ai fi bun de președinte. Acum că stăm și ne uităm bine la tine, să știi, mă, că tu pari foarte compatibil. Și atunci Klaus Iohannis o să fie găsit compatibil. Cam ăsta este mecanismul jocului de poker ce urmează să se joace duminică și luni. Indiferent care dintre ei câștigă, are două alternative. Ori să se facă preș în fața păpușarilor, să le facă păplac. Și păplac înseamnă Roșia Montană, înseamnă contractul cu OMV să fie dus mai departe cu aceeași redevență, fără să fie triplată. Înseamnă garantarea taxelor zero pentru exploatările din Marea Neagră și pentru gazele de șist. Și înseamnă taxe și impozite cât mai mici pentru marile corporații. Astea sunt condițiile care li se vor pune în fața celor doi. Dacă veți vedea că demonstrațiile românilor din străinătate se liniștesc și pleacă acasă și marile capitale europene, o să spună, domne, lasă, domne, asta e, a fost voința poporului, gata, nu mai scandal, gata, și se pune ăsta, Batista pe țambal, este clar că Ponta a cedat șantajului. Dacă nu, se vor înteți foarte tare protestele capitalelor europene, păpușarii vor cere capul lui Moțoc, adică lui Panda, adică lui Ponta, și cu siguranță Ponta, nefiind recunoscut de capitalele europene și de Statele Unite, va fi obligat să renunțe. Ceea ce nu-i cazul, acum îl cunosc eu pe Ponta, la cum îl știm deja cu toții, e în stare să-și vândă și mama, și tata, și copiii, și orice, numai să pună mâna pe ciolanul ăsta. Deci nu se pune problema, Ponta va ceda absolut orice ca să ajungă președinte. Iohannis? Nu sunt convins. De-aia vă spun sincer că între două orele, dacă aș fi obligat să votez, l-aș vota pe Votanis. Nu sunt obligat, așa că nu voi vota cu niciun. Dar dacă aș fi obligat, l-aș vota pe Iohannis, nu pentru că ar fi mai bun decât Ponta, ci pentru că nu sunt convins că e la fel de fripturist ca Ponta și nu sunt convins, pentru că Ponta ne-a convins. Că înainte de alegeri zice una și după alegeri, după ce vin păpușarii pe el călare, se schimbă părerea. Dar de Iohannis nu sunt convins de asta. Sasul nu e așa. Sasul, dacă a spus una, acum eu cunoscând mentalitatea germană, vă dați seama că lucrez de zeci de ani cu ei. Sasul are și el multe hibe. Dar când a spus una, foarte puțin probabil să o mai dea înapoi, ca evreul, de exemplu. Ca Naumovici. La Naumovici nu contează cuvântul, onoarea aia, contează business-ul, geșeftul. Dacă geșeftul este să o întoarcă, o întoarce, n-are nicio problemă. Așa e felul lor. Nu că e critică, nu că am ceva împotriva lor. Vă spun, am un prieten foarte bun, se uită la toate emisiunile, care este evreu. Dar el știe asta. Că zeul lor e banul. Și asta e tot ce contează. Nu contează principii, onoare, prostii. Bani să iasă. La SAS nu e așa.
Sasu nu poate. Dacă a zis-o albă, albă rămâne până la sfârșitul vieții. De aceea vă spun că sigur că da, îl votați pe Iohannis, se duce la negocieri luni, nu e de acord să o dea cotită cu Roșia Montană și e găsit incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Ce înseamnă asta? Tot nu iese Iohannis, nu? Deci dacă e așa cum zic eu, că ăsta are onoare și nu o dă înapoi, tot nu iese, degeaba l-am votat. Dar de măcar nu iese Ponta. Și atunci se va ajunge probabil la anularea alegerilor și organizarea de noi alegeri. Și asta va însemna, după părerea mea, după mintea mea, după viziunea mea, va însemna o finală viitoare, pentru că între timp, atenție, se deschide dosarul EADS, asta înseamnă că Victor Ponta va avea alte probleme decât a mai candida la președinție și vom avea probabil o viitoare finală prezidențială Monica Macovei, Crin Antonescu. Cu siguranță Crin Antonescu va deveni candidat. Din partea PSD-ului nu-mi imaginez cine ar mai putea fi candidat cu vreo șansă la victorie și finala eu o văd Crin Antonescu, Monica Macovei, ceea ce și doresc păpușarii. Va fi o finală între vest și sud. Fiind exclusă mafia politică românească, căpușele românești vor fi excluse la a mai pune botul la această funcție în statul român. Cam așa văd eu lucrurile. Dragii mei, eu nu vă îndemn să votați duminică nici cu unul, nici cu altul. Nu vă îndemn nici să vă prezentați la vot și să anulați votul, nici să nu vă prezentați. Sfatul meu prietenesc este să stați de vorbă cu voi, cu conștiința voastră, să vă gândiți ce credeți că e mai bine și aia să faceți. Din punctul meu de vedere și al meritocrației, deci atenție, din punct de vedere logic, cel mai bine pentru meritocrație ar fi să iasă președinte Victor Ponta și să distrugă total țara asta. Să dea absolut tot, păduri, munți, ape, petrol, gaz, aur, uraniu, minereuri, tot ce are țara asta, să le facă cadou păpușarilor, să transforme poporul român într-un popor de robi, să descentralizeze, să regionalizeze România total, să o sfărâme în 5 țărișoare mici, să vă aducă la foame și la disperare. Și atunci, așa cum a spus și părintele Arsenie Boca, după ce Evrest trece prin purgatoriul acesta, abia atunci vom putea realiza marea creație. Vom putea revitaliza, vom putea renaște ca popor. Părintele Arsenie Boca spune că nu se va putea ajunge la acest punct de glorie al României și al poporului român fără să trecem prin purgatoriu, prin mari suferințe. Eu cred asta. Sunt convins de asta. Poporul ăsta, atâta timp cât are mici bere și manele pe marginea șoselei în fiecare duminică, nu se va trezi. Atâta timp cât este ținut în robie, dar nu este întinsă guma la limita ruperii, nu se va trezi. Este un popor de blajini. Dacă îi dai un colț de pâine, o pălincă și o gaură în gard, e suficient. Nici nu-i trebuie altceva. Și nu va face o revoluție nici pașnică, nici violentă. Dacă va fi adus în ultimul hal de suferință, abia atunci istoria dovedește. Numai așa se trezește acest popor de blajini. Numai atunci când îi ajunge cuțitul la os. Altfel nu. Așa că, din punctul meu de vedere, n-ar fi rău să câștige și Victor Ponta și să ruineze țara asta total. Oricum, mare lucru nu mai e de ruinat. Că vedeți că de aia au ajuns să se mănânce între ei. Că nu mai e nimic de furat. Că au luat corporațiile. Au luat păpușarii tot. Nu le-a mai rămas nimic. Ce era de furat, au furat. Căprioara e devorată toată și acum se halesc între ei, hienele. Așa că, nu știu dacă nu cumva, și probabil că acolo se va ajunge.
dacă se vor împlini profețiile părintelui, acolo vom ajunge. Și vom avea și meritocrație. Numai nu acum. Mai avem de așteptat un pic. Și e bine, pentru că astăzi nu suntem pregătiți. Atunci când vom avea în spate 10 milioane de români care vor spune meritocrația, atunci vom fi pregătiți. Azi nici nu suntem pregătiți. Dacă astăzi face implozie sistemul, dacă colapsează astăzi, noi, meritocrația, nu suntem pregătiți să oferim alternativa, pentru că nu știm, sunt eu și încă 200.000 de oameni. Și 20 de milioane care nici n-au auzit despre așa ceva. Colapsul de astăzi al sistemului ar însemna înlocuirea lui cu un alt sistem la fel de bolnav și de defect. Păi asta îmi doresc eu. Păi să nu colapseze încă, că nu suntem pregătiți încă. Poporul încă n-a aflat că există o soluție. În câțiva ani va afla, vor ști toți românii. Atunci va fi momentul. Timingul este perfect, credeți-mă. Totul este gândit în amănunt. Totul este pus la punct în amănunt. Și citiți-l pe Arsenie Boca și veți înțelege mult mai multe. Studenții vor avea zi liberă vineri 14 noiembrie și luni 17 noiembrie în baza unei hotărâri aprobate marți de Victor Ponta. Citez. Astăzi adoptăm hotărârea de guvern propusă de Ministerul Educației, un lucru care se mai folosea de altfel la cam toate alegerile. Ziua de luni pentru studenți este liberă. Cei care vor să rămână în centru universitar rămân, dar cei care vor să meargă acasă poată să voteze. Și vineri și luni, în așa fel încât dacă merg acasă, votează acasă. A declarat Victor Ponta miniștrilor în ședința de guvern în fața presei. Veți zice, care este treaba cu această știre? Nimeni nu vi-o explică. Ați auzit proteste, că suntem împotrivă, că ce mișelie, dar nimeni nu vă spune, dom'le, dar de ce e o mișelie? Păi vă explic eu care e mișelia. Pentru că Victor Ponta va câștiga mișelește aceste alegeri, iar este un lucru știut. Tot ceea ce înseamnă tineret, studenție, sunt împotriva lui Victor Ponta, sunt pro-Iohannis. Păi da, dar când faci o șmecherie, când faci o furăciune, să ai în București 100-200 de mii de studenți, periculos? Periculos că duminică seara când se vede la televizor ceea ce se întâmplă la secțiile de votare din diaspora, ăștia 100 de mii de studenți ar putea avea proasta idee, ar mai putea fi împinși și de către unele ambasade de la București, bineînțeles, prin anumiți binevoitori care n-au nicio legătură cu ambasadele, dar ar fi putea fi încurajați să iasă în fața guvernului. Să iasă pe stradă. Și când o să ai 100 de mii de studenți care strigă jos Ponta, ai o problemă, Victoraș. Se vor cam sparge geamurile de la guvern din cauza vibrațiilor. Ai o problemă mare. Și ce s-a gândit Victor Ponta? Păi ia să-i fac pe ăștia să nu fie în București duminică seara. Deci asta este explicația. Deci e așa de bun. Are așa un suflet mare Victor Ponta. Toate problemele României erau rezolvate și uite, mai era una pe care nu o rezolvase. Să-i lase pe studenți să meargă fiecare acasă la el și să fie liniște în București duminică noaptea. Acum ați înțeles care este șmecheria cu studenții. De ce ține el așa de mult ca studenții să nu voteze în București, ci acasă la ei fiecare? Pe cum o să se unească? Când unul este la Galați, unul la Craiova, unul la Reșița, unul la Brașov, unul la Cluj, unul la Reghin, unul la Iași. Da? Dezbină și stăpânește. Bravo, Victoraș. Dacă îți merge, bravo ție. Bulește țara asta de tot. Dar bulește-o de tot, adu-o una cu pământul, că venim noi după aia și rezolvăm, că altă soluție nu există. Am să vă mai explic o chestiune acum, în finalul emisiunii de astăzi. E foarte important să vă explic, n-am discutat-o până acum, am ținut-o pentru astăzi. N-a fost o problemă, n-a fost o știre proaspătă, n-a fost ceva care să fie nevoie să grăbesc, dar iată, am să vă citesc știrea și o să înțelegeți despre ce e vorba. Fostul consilier al lui Traian Băsescu și membru fondator al Fundației Mișcarea Populară a dezvăluit astăzi
că președintele Băsescu a făcut blat cu prezidențiabilul Victor Ponta, explicând că Partidul Mișcarea Populară își îndeamnă electoratul să-l voteze pe Victor Viorel Panda. Ponta, contrar tuturor aparențelor, mai greșesc și eu, că na, vorbesc 50 de minute non-stop, sigur că mai greșesc. Citez din maestrul maestrul, cum îl cheamă pe ăsta? Fostul consilier al lui Ciurli Burli, Cristian. Bă, e așa de important de nici nu știu cum îl cheamă. Mă rog. De ieri primesc telefoane de la diversi oameni din PMP. Deși săptămâna trecută se luase decizia politică de a merge în turul 2 pe vot anti-Ponta, acum s-a schimbat schimbarea. PMP își va îndemna electoratul prin rețele să adopte o stare de neutralitate. Blatul Ponta-Udrea își va produce acum efectele. Tuturor celor din PMP care vă mai pasă de țară și nu de interesul meschin al doamnei Udrea, aveți posibilitatea să ieșiți din acest blat. Mulți ați fost naivi, dar acum aveți posibilitatea să vedeți cu ochii voștri care a fost obiectivul real al acestei candidaturi. Scrie Cristian Hrițuc pe Facebook. Da, dragii mei. Deci, acum s-a devolat că în PMP s-a dat ordin pe unitate toată lumea să voteze cu Victor Ponta. Vă amintiți că într-o emisiune acum vreo săptămână v-am spus că Victor Ponta și Traian Băsescu sunt în aceeași gașcă? Că aparțin aceleiași organizații, că nu știu cum să vă spun eu acum, să-mi găsesc cuvintele potrivite, au același stăpân. Da? Exact același stăpân. Amândoi raportează la același stăpân. Amândoi sunt umilele instrumente, unelte ale acelui stăpân. Nu o să intru în amănunte, că nu-i cazul acum. Ei bine, dragii mei, ce interesant jocul ăsta pe care îl face stăpânul. Îi pune pe ăștia să fie unul șeful dreptei și pe ăla al șeful stângii. Îi pune pe unul să reprezinte alternativa asta și pe unul cealaltă. Practic are și puterea și opoziția în mână. Îi pune să se bată între ei, să se înjure, să se ia totul de vrăjeală. Totul e de vrăjeală, credeți-mă. Nu e că așa cred eu. Vă spun sigur că așa este din informații 100% pe care le-am. Traian Băsescu și Victor Ponta sunt membri aceleiași echipe. Totul este teatru, asta cu cel mai corupt, cu o să-l bag la pușcărie pe Băsescu. Totul este teatru. Totul este fals, e regizat. De ce? Atenție! În felul acesta, marele lor stăpân, cum joacă? Fiți atent! Prin vocea lui Ponta și al mass mediei, creează impresia că, de fapt, Băsescu îl sprijină pe Iohannis. Și că Iohannis e omul lui Băsescu. De ce? Pentru că Ponta nu poate să-l atace pe Iohannis cu nimic. Iohannis n-a guvernat, n-a făcut parte din niciun partid la care să conducă România, n-a fost în PDL să guverneze România dezastruos, n-a fost în guvernul Tăriceanu, nu nimic. Ce poți să-i reproșezi lui Iohannis? Nimic. Și atunci ce faci? Îi inventezi chipurile, o prietenie cu Traian Băsescu, astfel încât toți cei ce-l urăsc pe Traian Băsescu și nu sunt puțini să-și redirecționeze ura împotriva lui Klaus Iohannis. În felul acesta, ai creat pur și simplu, ai creat din nimic o psihoză împotriva unui om care va avea de luat bâte peste căpățână fără să înțeleagă de ce. Dar, pentru cine e lucid, vede și înțelege, este foarte evident acest lucru, pentru că atunci când Ponta a fost pus prim-ministru, lui Băsescu i s-a pus în față și alternativa Klaus Iohannis. Și Băsescu a zis, nu Klaus Iohannis prim-ministru, Victor Ponta. De ce? Pentru că ei trebuiau să aibă, ei, stăpânii cei mari, trebuiau să aibă toate pârghiile puterii. Acum au creat această psihoză, cum că vezi, Doamne, votez pe Iohannis, votez pe Băsescu. Creată din nimic. Pentru că nimic nu i-a legat și nu îi leagă pe Iohannis de Băsescu. Niciodată Băsescu nu l-a pus pe Iohannis prim-ministru
Niciodată n-au fost în același partid, niciodată n-au fost într-o alianță. Ei bine, ăsta este jocul murdar pe care îl fac cei doi. Și iată, Udrea, mâna dreaptă a lui Băsescu și partidulețul de buzunar pe care îl are Băsescu, PMPU, are ordin pe unitate să voteze cu Ponta. În ciuda declarațiilor războinice aparent între Ponta și Băsescu, între Ponta și Udrea. Victor Ponta, cel ce a fost pus de 3 ori prim-ministru de către Traian Băsescu, Victor Ponta, cel ce a fost avocatul personal al doamnei Udrea, Victor Ponta, despre care se știe clar că este prieten de familie cu doamna Udrea. Și totuși, vine Ponta la televizor în fața voastră și vă spune cu nerușinare, cine îl votează pe Klaus Iohannis, îl votează pe Băsescu. Dragii mei, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Nu ne mai vedem până duminică, ziua votului. Vă doresc să aveți înțelepciune. Vă doresc, mai presus de orice, să votați astfel încât să fiți cu conștiința împăcată sau să nu votați. Eu vă spun sincer, eu recunosc, n-am nimic de ascuns, eu am fost, sunt și voi rămâne pentru totdeauna o carte deschisă, n-am secrete față de nimeni, eu nu mă voi prezenta la vot, pur și simplu nu voi vota, pentru că mi-e lehamite, mi-e scârbă și orice aș vota, rezultatul nu îl decidem noi. Băgați-vă în cap chestia asta. Orice ați vota voi, nu voi decideți. Se va decide luni la negocieri, ori cu unul, ori cu celălalt. Iar 90% rezultatul va fi semnarea pactului cu Satana și totodată semnarea sentinței de condamnare la moarte a căprioarei România. Suntem astăzi în fața ultimei file din istoria României, dragii mei. A României așa cum o știți acum. Noi vom renaște. Dar până atunci va mai curge multă apă pe Dunăre. Cu Dumnezeu înainte, dragii mei. La revedere!